Deci candidez. Ei, unde candidez? La CSM, nu? Sau la Curtea Supremă. Curtea Constituțională. Deci, de m-am și uitat de concursul ăsta care de s-a anunțat. S-a... Păi, nu știu, îngropat? Deci, nu cred că nu pot. A fost anunțat concurs, există o procedură, cu toate că ei au încălcat toate procedurile. Eu știi, tâmpesc, știi, noaptea minții, deci apare la mine la, și la alți colegi. Nu înțeleg nimic ce se face. Guvernarea actuală și nu, cea precedentă, clar, că cei de la Curtea, de la CSM, care au anunțat concurs la funcția de judecător la Curtea Constituțională, însă și singuri sunt acolo vreo doi care vor să devină judecători la Curtea Constituțională. Și nu știu, poate din cauza asta, încalcă, tot încalcă, știi. Dar și, iată, a fost anunțat concurs, președintele colaboratorii președinței au elaborat un proiect de decret a președintelui despre crearea comisiei pentru organizarea concursului la funcție de membru al Consiliului Superior Procuror din numele organizațiilor obștești. Și au publicat decretul în Monitorul Oficial, decret despre crearea comisiei. Au creat comisia, adică era membri, cine sunt membri în decretul ăsta. Dar cum a organizat concursul comisia asta? Nimeni nu știe. Decret despre anunțarea însăși concursului la funcție de care a numit-o, deci n-a apărut. Și ei, în 4 zile, eu am scris o scrisoare oficială, că băi, când se va organiza concursul? Când se va începe? Care sunt condițiile concursului? Vrei și în CSP? Nu, băi, eu sunt președinte. Sigur că concursul organizează da, conform. Nu, eu sunt președintele unei organizații obștești. Noi am vrut să înaintăm o candidatură. Și mie îmi spun că de acum concursul a avut loc și iată va apărea decretul despre numirea persoanei respective. Și într-adevăr a fost numită. Deci, iată, când l-au judecat, când l-au anchetat pe Stoianoglu, în principiu, componența Consiliului Superior Procuror era cam ilegală. Cel puțin un membru acolo a fost numit cu încălcarea tuturor procedurilor, care însăși președinția trebuia să le anunțe. Să închipui. Și iată peste tot. Uite, au fost organizate 4 ministeri, noi, PAS au organizat. Și niciun concurs nu a fost publicat. În Monitorul Oficial nu e nimic. Și cel mai interesant că concursurile pentru ocuparea funcției de șef la grădinițe, de șef la astea, școli se publică în Monitorul Oficial. Primăriile publică în Monitorul Oficial toate anunțurile despre concursurile care îi le anunță. Dar nu s-a obligat. Acolo cu legea asta despre concurs, cu, este un, și vreau să spun că este un regulament aprobat. Eu mă mir că nimeni nu vorbește despre acest regulament la televiziuni, prin hotărârea 201 din 2009, guvernul a aprobat un regulament despre angajarea funcționarilor publici în funcții le respective, vacante. Nimeni nu se conduce de acest regulament. Am impresia că nimeni nu-l știe. E ceva incredibil. Eu cred că, în principiu, dacă se va schimba guvernarea, toți miniștrii care au făcut angajări în acele 4 ministere și care fac astăzi angajări în funcție la ministerele respective, vor putea fi trași la răspundere penală chiar, că ei au, în masă au încălcat toate hotărârea guvernului și mai este legea cu privire la funcționarii publici. Acolo, deci, se prevede că guvernul va aproba un regulament care va reglementa procedurile de numire în funcție a funcționarilor publici. Nimeni nu se conduce de acest regulament, dar în acest regulament este o mică, așa, știi, deviere de la normalitate care ar trebui să fie. Că în regulamentul acesta nu e scris concret în care mijloc de presă în care ziar se publică anunțurile despre concurs. Dar și este... să publicăm orice foie. Orice foie, da, și iată, îmblă și caută. Mi-i spun, dar pe noi am publicat. Iată că nu a fost anunțul la concursul despre Curtea Constituțională. Unde e publicat, băi? Pe site-ul nostru, dar unde e site? E foarte complicat să cauți pe site-urile ministerilor noastre, de obicei cam nu pregăsești. Chiar și la site-urile Parlamentului. De ce? Aici CSM organizează. Aici CSM-ul, da.
Ei au publicat într-o gazetă, se numește Gazeta Drept, care este o gazetă care o editează o persoană. 100 de exemplare. Da, acolo, deci, care nimeni nu cunoaște. Și ei așa și fac. De obicei găsesc o gazetă care nimeni nu o citește și acolo public. Și spun că da, noi am publicat. Uh-huh. Și mai e, regulamentul prevede și ca adăugător la publicația în ziar, care este de masă, o citește, mai multă lume de caracter național, se publică și pe site-urile instituțiilor respective. Uh-huh. Și iată, ei spun că, da, și, că noi am publicat pe site-ul nostru. Dar site-ul nostru, eu ce trebuie să îmblă, scau pe site-urile toate ministerele care funcție sunt vacate. Eu mă duc și eu monitor oficial și mă uit. Uh-huh. Asta e simplu. Eu pot să primesc, să primesc monitorul oficial acasă. De ce? Iată, au făcut așa o hătrie și... De când e anunțat concursul acela? Doamne, nu știu, nu mai țin minte, el e anunțat din iulie. Era ultimul, pare mi s-am prezentat documentele în august. Uh-huh. Și atât până astăzi, nimic, e mort. Am scris trei, de acum două și mai pare și a trei am scris demers ca să-mi comunici care-i soarta concursului. Nu au fost anunțate nici condițiile, nici procedurile, absolut care sunt prima etapă, două etapă și așa mai, cu toate că principiul scunat, care sunt condițiile de cum se vor fi apreciați ăștia pretendenții și așa mai departe. E ceva incredibil, așa e așa, toate instituțiile, mai ales ăștia nouă guvernare care au venit, eu mă minunez ce fac ei. Nu? Iată, și cel mai important că iată, toate televiziunile noastre toarnă atâtea minciuni privind iată, procedurile de angajare, procedurile de, adică mai ales despre reforma justiției, Doamne ferește. Dar foarte multe, majoritatea emisiunilor participă foștii locutenenți al lui Plohotniuc, iată acolo începând Mihăieș, Catană, Anatol Țurcanu, judecător la Curtea Supremă de Justiție, Ciuria, Ieșanu, iată ăștia cum a să comunice cetățenilor cum trebuie de făcut reforma în justiție? Când ei au fost autorii destrămării sistemului justiției, corupției sistemului, subordonării lui Plohotniuc. Planului, da. Da, clar. Cum? Și ăștia, întotdeauna, Năstase, corect, eu făcut observația lui Andrei Năstase, eu făcut ieri. Eu cu Năstase cam m-am dezamăgit în el, dar iată sare, parcă am mișcat ceva. Mai înspre bine. I-a făcut observația lui Cozer că, băi, spune stăcerii. Și iată, eu vreau să spun că eu m-am adresat aproape la toți jurnaliștii, începând de la Morare, de la Bonza, să zic, și terminând cu cei de la canalul acela 4, Bonza, da? M-am adresat să publici ceva despre Gemeni. Iată, sunt o grupă de persoane, acționari la Gemeni, care se adresează în toate instanțele de judecată, procuratura, iată, noi o să fie, începem niște procese noi cu Gemeni și nimeni, ca de dracu, fug de problema aceasta. Dar de ce, băieți? Și iată, mie ești la pas îmi spun, dar tu ai dosar penal. Băi, stați-o leacă, uitați-vă, Curtea Supremă, am pe 10 pagini ce le-a spus Curtea Supremă la procurorii și judecătorii care mi-au fabricat și m-au condamnat în dosarul respectiv. Atât 10 pagini. Dați să discutăm, dați să publicăm. Prezumptiv nevinovat. Da. Și care e problema? Cât tu ai? Iată, eu văd. Dar voi n-aveți? Păi cine mi-a făcut dosarele? Vă le-ați făcut voi? Le-a făcut la comandă lui Poroșencu și Voronin, pe urmă a venit Plohotniuc. Și atât toate dosarele mele. Și eu ce am întrebat? Bodyguardul avocatei poporului era și condamnare prin proxenetism. Ei, despre avocata poporului, iată, eu îți declar cu toată responsabilitatea că eu am tras atenția unui deputat PAS despre doamna Moloșar. Și i-am spus că să nu spună ei, să nu prea spună prin presă, la televizor, că domnie ei a apărat interesele celor care au fost maltratați în timpul, în 2009, în aprilie, de polițiști. Că acolo doar se duceau, erau chemați, avocații erau chemați de procurori și de polițiști, nu de persoane respectivele, dar de avocat din oficiu. Ei, unii avocați se duceau pro bono și așa, stau pe mine, m-a ajutat până într-o anumită etapă. Păi, dar eu am avut o situație când eu m-am dus să-mi apăr clientul meu. Victor Panțelu, Moloșar l-a apărat pe Ghenadie, frate meu, tot pro bono. Posibil, dar înainte de a numi pe doamna asta sau a promova, conducere, cei care au promovat-o nu puteau să afle mai mult despre cei ce... Viața privată și aceste interese de viață. Dar nu viața, activitatea e în domeniu.
fost șef al baroului Chișinău, fost avocat public. Baroul ăsta Chișinău a fost făcut pentru anumite interese și poate el nu mai există azi. Nu știu dacă mai există, cine acolo pare. Poate există, dar el nu are niciun rol. Asta nu mai știi, a fost făcut, cred că, ca cei, pentru anumite, da, persoane care se poate spune că eu sunt mare șef. Sunt